vedere în vedere, Safteu, revin un pic cu sa discuția A. cu Safteu. Vor crește tarifele pe zona de contabilitate datorită, să spunem, din cauza că ar trebui prerogă să vadă din cauza. Din cauza... A, nu, să știți că de obicei, și când au fost, și cu 3, 9, 4, și că sigur că în funcție de situație pot să ai niște ajustări, dar nu, piața serviciilor contabile este o piață ieftină în România. Și asta o știe toată lumea. Este o piață ieftină uh, și uh, din cauza faptului că este și foarte mult piratată, da? da? Și, da, sunt, de exemplu, oameni care, pentru a evita să faci, uh, să-ți iei calificarea, să fii într-un sistem care, uh, repet, e un sistem care ți asigură ție uh, dezvoltarea profesională continuă. Și îți asigură și îți asigură ți -e cadrul etic în care să poți funcționa, pentru că până la urmă aici trebuie să vorbim și de etică, că nu avem ce face. Um, și care au 50 de contracte de muncă, 60 de contracte de muncă. Noi de-a lungul timpului am spus lucrurile astea. Știu că aveam o, avea o situație făcută acum câțiva ani la minister, erau unii cu 150 de contracte de muncă, cu câte o oră, câte două. Nu se poate, adică practicai profesia într-un într mod incorrect. Uh, oricum să știți, uh, lucrurile evoluează atât de mult, cum spunea Safte și așa mai departe, încât cei care nu vor fi profesioniști vor ieși din piață. Pentru că ori îi scoate pia uh, piața, ori îi scoate fiscul. Pentru că la un moment dat, când o să ducă la patron, se spune ce ai făcut mai aici, sau cu cine. Da? E, mai avem și situațiile în care, din păcate, și încă nu s-a reglementat, în spatele multor din aceste persoane se află oameni din sistem. Asta mă va da? am și eu să ajung acum Și uh, lucrul astea trebuie. A fost o, De exemplu, în, în județul neam s-a făcut o anchetă la nivelul poliției uh, uh, și uh, de identificare a persoanelor care practică profesia ilegal. S-au întocmit peste 100 de doar sare penale, da? Pentru că s-au tot au dus la SPV unde ești, cu cine și așa mai departe. Mulți dintre ei nici aveau contracte, da? la negru. Deci de asta spun că cumva, iarăși, bilanțuri semnate în stânga și în dreapta de antreprenori. Foarte mulți antreprenori săraci sunt duși de nas, ca să spun așa. Și dă contabilul cei care nu sunt în sistem uh, semnează mă, și la stânga și la dreapta și semnează la stânga și la dreapta și după aceea dacă Dar apare o problemă exact, chiar el. contabilul păi, nu știu nu le, să vă mea acolo da? deci cumva lucrurile astea toate trebuie să creezi un cadru și un să spunem așa uh, un sistem care cât un pic, cât un pic va duce la să spunem așa uh, creșterea performanței sistemului. Ceea ce pot eu să spun așa că ne bucur este faptul că începem într-adevăr să ne transformăm digital. Adică începem să ne uităm în ce avem date raportate, începem să le analizăm, începem să vedem cum putem să le folosim. Pentru că și noi am spus, ok, avem e-factura, avem raportările, avem SFT-o. Când scoateți 394? Păi, sta să vedem cum merge cu safteul și cu nu știu ce. Ok, bun, înțeleg. Dar, -o, e, poate din 2026, dacă, dacă va merge bine safteul de anul viitor. Poate că dacă va merge bine safteul de anul viitor, da, dar repet, vino și cu măsurile. Pentru că dacă nu merge bine, hai să facem analiză. Ia să vedem. Mă, unde n-a mers? La contribuabilește, Ia să vedem. Cine? Cum e organizată contabilitatea la aceștia? Noi ne-am luptat de ani de zile să introducem ca uh, firmele să aibă obligativitatea declarării contabile, așa cum ai obligativitatea declarării cenzorului sau mm -hmm. uh, <coughs> auditorului. Da? Nu la Registrul Comerțului să te coste, la Fisc, exact, da, exact. prin declarații au acceptat doar să declare dacă expertul contabil, dacă contabil este expert contabil și cine e. Păi nu mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează să știu bă, firma X, da? Uh -huh. În perioada, în perioada, păi ce a avut contabil pe uh, expertul contabil X sau pe Popescu pe cu cnp un în baza unui contract de muncă. Uh -huh. Astfel încât uh, să știi și tu cu cine, pe cine, dar eventual întrebi și așa mai departe. Uh -huh. Nu am reușit păi, acest nu, lucru. Oamenii sistem sunt mulți care fac. Deci, nu de nu am reușit ele. acest lucru de ani de zile. Sper că acum să reușim. De asta spun că măsuri măsuri care vin și ceea ce ne dorim cu toții să nu ajungem în situația să creștem povara fiscală.